Tensiunile iau amploare în Asia, China continuă operațiunile navale și aeriene în jurul Taiwanului, deși exercițiile militare oficial s-au încheiat de ieri. Ministerul Apărării de la Taipei spune că a detectat 9 nave și 26 de aeronave militare chineze încă în apropierea insulei. Președintele Taiwanului condamnă China și declară că acest comportament nu este demn de o superputere globală. Între timp, SUA și Filipine organizează exerciții militare comune în mijlocul tuturor acestor tensiuni. Este cel mai mare exercițiu comun din istoria celor două țări, care vor implica peste 17.000 de militari, 12 din Statele Unite și peste 5.000 din Filipine. Balikatan 2023 is the 38th and largest ever iteration of this exercise, with roughly about 17,700 troops from the AFP, US forces, and Australian Defense Forces. Our nations and our military forces share an unbreakable bond built through decades of working shoulder to shoulder promoting peace and stability. Taiwanul nu este problema Uniunii Europene, care nu trebuie să se lase antrenată într-un eventual conflict. Asta a spus președintele francez Emmanuel Macron în avionul care îl ducea acasă după vizita pe care a efectuat-o în China zilele trecute. Manevrele chineze de încercuire a Taiwanului au început în secunda în care președintele francez a părăsit spațiul aerian chinez. Reacția din partea Statelor Unite nu a întârziat să apară. And I'll let President Macron speak to his comments. We're very comfortable and confident in the strong alliance and the strong friendship that exists between our two countries. And the fact that we have been working together on the continent, excuse me, and elsewhere around the world with France, whether it's, I mentioned the Indo-Pacific, certainly on Ukraine, in Africa, in the Sahel, going after terrorist threats there. I mean, there's a lot of terrific bilateral cooperation just alone between the United States and France. We're focused on that. We're focused on making sure that together we're meeting the national security requirements of both our peoples.